Odată cu sosirea sezonului rece, cu toții suntem predispuși la răceală și gripă. Doctorii sunt de părere că dacă ne dorim să ne protejăm de răceală, sistemul nostru imunitar poate face față agresiunilor din mediu dacă le aprovizionăm cu nutrienți, vitamine esențiale și antioxidanți. Într-adevăr, este perioada infecțiilor respiratorii, majoritatea viroze, care se manifestă prin rinoree, adică curge nasul, doare gâtul, faci febră și eventual te doare capul. Sunt boli autolimitante, necesită vitaminoterapie și simptomatice. Este bine să nu folosim antibiotice pentru că vom crea într-o zonă geografică rezistență la aceste antibiotice și când o să avem într-adevăr nevoie de antibiotice, nu o să mai fie eficiente. Răceala ne afectează gâtul, căile respiratorii, dar ne afectează grav și buzunarul. Vitaminele recomandate pentru creșterea imunității încep de la 15 lei cutia. Dacă totuși v-ați ales cu o răceală zdravănă și faceți febră, sunteți nevoiți să mai scoateți din buzunar aproximativ 13 lei. Iar dacă ați început să și tușiți, tratarea răcelii devine și mai scumpă. Pentru tratarea tusei trebuie să plătiți încă cel puțin 15 lei pentru o cutie de pastile sau o sticluță de sirop. În aceste circumstanțe, nu frecventați spațiile aglomerate, îmbrăcați-vă gros și alegeți o alimentație sănătoasă cu fructe și legume. O altă metodă de protecție a organismului în sezonul rece este sfatul bunicii: miere, lămâie, lapte și usturoi. Mai ieftin, mai natural, mai sănătos.